Deci, cum credeți, cum apreciați acest dosar și cum vă simțiți deja dumneavoastră pe rol de parte vătămată? Nici cum nu mă simt, mie nu-mi place calitatea de parte vătămată. Nu vreau să comentez declarații din inculpatorul, în felul de a-l învârdi pentru stăianomul, că nu a dorit să-mi comentez declarații mele când îi aduceam acuzații. Eu consider că dosarul este intimidat, dumnealui se face vinovat de infracțiuni incriminate, nu a fost în drept, fiind procuror general, să disemineze informații din telefonul personal. Așa, și este oră totuși iarăși o discuție cu reprezentanții emisiunilor, a unei emisiuni diplomatice importante. Da, dar în viziunea mea, discuțiile care le-am avut se încadrau perfect în atribuțiile mele de serviciu, plus a existat hotărârea Parlamentului care demonstra că statul este capturat. Eu, ca procuror șef al Procuraturii Anticorupție, am avut obligația să arăt transparența activității Procuraturii Anticorupție și nici de cum o influență din afară. În calitate de procuror, eu port responsabilitatea pentru hotărârile adoptate unipersonal atunci când eu semnez actul sau pentru hotărârile adoptate de către subalternii, dacă aduc atingeri grave drepturilor și libertăților persoanelor. Eu îmi asum oricare discuții care am avut prin intermediul aplicațiilor din telefonul meu și vă asigur că nu a fost încălcată legea în acest sens. Veți cere prejudicii în calitate de parte vătămată? Da, eu am depus cerere de chemare în judecat față de Stoianoglu și alte persoane care la acel moment erau investigate. La moment a rămas Stoianoglu și solicită recuperarea prejudiciilor cauzate. Adică în acest dosar ca parte civilă ați fost, da, recunoscut și cât 50.000 de lei. Nu 300.000 de dolari? Nu, 300.000 de dolari e prietenul Stoianoglu Slavă, solicită de la mine. Probabil că din suma asta cu vas. Îi transmit, dar să facem cesiune de creanță. Am înțeles. O zi bună.